Nu știu de ce mi-e frică cel mai mult. Adică, la serios, de ce mi-e frică? Fiecare are un... Da, nu știu, dacă ți-e frică de... Nu știu, de sărăcie, de sărăcie, okay. Uite, de exemplu, mi-e frică de sărăcie, nu știu dacă cel mai mult, dar mi-e frică să fiu sărac de nou. Ok, secvența așa scrisă părea distractivă, de aia am spus. Zic, nu fac nuditate frontală, deci nu ne arătăm cucu în... în film. De ce? Zic, n-am nicio problemă. Și m-am dezbrăcat, erau ăștia de la figurație, erau, știu tot, a rămas în niște cizme. Da, suntem bătrâni, bine că n-a trecut timpul degeaba pe lângă noi. Da. Să aibă cine să ne ducă și pe noi la azil, să ne plătească acolo, mai țineți-l, mai țineți-l. Să mă, să ne duci și să știți, domnule, nu, mai țineți-l aici, că ne face probleme și amintește de când era el la tur. Lasă că tu ai nevastă. Da, da, mă duce ea la azil. Da, ce... Te-ai gândit târziu că vrei să te faci actor. Pe ce la 22 de ani, da. Când erai mic, vrei să te faci doar inginer silvic. Băi, nu știam ce vreau. Sincer să fiu, n-am știut. Când erai copil, la ce te gândeai? Ce, băi, îmi plăceau femeile. Știi? Deci asta e. Pește, adică. Aveam două prietene în la grădiniță, adică două prieteni. Îmi plăcea de două fete, știi? Două, și trei. Două, trei, da. Deci, puteam să mă numesc Danila, asta trebuie să înțelegi. Bă, ți-ar fi stat bine cu Danila, adică Danila Ștefan Danila. Ar fi fost belea, sincer să fiu. Vrei seama, în rolul principal cine joacă? Danila Ștefan. E un actor un foarte actor. De forță. De forță. Danila. Danila. Sau Motanu Danila. Și ăla cu iubire, ți-am zis, de vreo 300 de ori. Și mă nimeream cu câte una care nici actriță, nici nimic, pac, limba în gura. Stai, bă, băiatule, stai, măi, domnișoară. Fiți atenți, aici ne facem, suntem la film, ne facem. Pentru că eu am dat casting, cred că vreo 300 de fete. Okay. Și râdeau ea la un moment dat că se înscria tot așa, oricine, știi? Ceea ce a fost un lucru bun pentru că au găsit-o pe Andreea. Salutare tuturor, ce faceți, fraților? Iată ne ajungi și la podcastul cu numărul, trebuie să mă gândesc, 5. Numărul meu norocos, e bine. Pe bune? Să e, da, mișto. Sună supă 15 acum, deci 3 de 5, 15. Merge. Nu, parcă așa. Da, merge poate și așa. Poate fi oricum dacă vrei norocos. Da, ok. Da, nu, 15, numărul 50. Tău norocos. Chiar e numărul tău norocos? Ăsta, 5? Nu, am zis și eu așa, ca să dea bine. Acum poți tai la montaj. Bă, nu mai tai nimic. Să moară Spania, ca să nu zic să moară mama. Dumnezeu să ierte, bă. Așa? Păi nu, asta deci chiar nu... Deci, nu. Nu ce? Nu, să nu poți să zici să moară cineva. Nu? E greu. Bă, ce mă, dacă Will Smith bate oamenii pe scenă la Oscaruri, nu poți să zic și eu să moară mama? A? Ba da, pot. Băi, ce drag, dar n-am zis-o de atâtea ori în serialul ăla. A dat și bine. A dat și bine. Dar trebuie să-ți fac personaj. Și... Da. Trebuie să-ți fac și eu un soi de introducere. Da, bine, introdu-mă acum, aici, da. Fratele meu, Medelion, din serialul Inima de Țigan, că în Regina s-a schimbat combinația, nu mai eram eu. Chiar. Gianni. Eram doar răposatul Gianni care apărea din când în când. Un fel de Shakespeare, adică un fel de, erai un alter ego, așa, un spirit. Ce Shakespeare mă băiat? Spiritul lui Gianni. Păi gata, Gianni, și Gianni se... dar apăruse, știi? Că n-au vrut să renunțe la tine, pentru că ai jucat foarte bine și au zis, băi, nu, trebuie să îl mai băgăm altfel. Să-l băgăm în piesă, da. Flip side to the coin. Gianni și Shakespeare, așa ar trebui să se numească, bine, nu podcastul ăsta, pentru că ăsta este despre tine. Să numești interviul ăsta despre Shakespeare. Și de fapt nu vorbim deloc despre Shakespeare, vorbim despre vorbește noi. Shakespeare despre noi, de undeva, de acolo, de unde e el acum. Exact. În orice caz, dați-mi voie să adaug la montaj niște aplauze pentru domnul Denis Ștefan, alias Medelion, Codruț, Fieraru și așa mai departe, Păcală. Deci pui acolo Denis Ștefan, da? Nu Denis Șerban, știu. Exact, nu Denis Șerban, atenție, exact. Subliniez, nu Denis Șerban. Dar să știi că gagicile te-au cerut. M-au cerut, normal. Pentru și nu numai gagicile,
Și, și băieții te-au cerut, să știi. Să vadă dacă mai corespund. Și că mi-a scris o gagică pe... O gagică, cred că nu era chiar gagică, era mai în vârstă. Că arăt la fel de bine ca atunci când filmam Inimă Țigan. I-am văzut într-o poză recentă, știi? Și... Păi, nu sunt chiar atât de bătrân, adică 45 de ani, iar ce s-a așteptat să am? Bă, păral și nu burtă? Prea ai burtă, de asemenea, noi, te duci la sală? Mă duc, uite, chiar sus aici. Serios? E, da, da. A, da, am uitat să vă spunem că noi suntem acum în Corbeanca, pentru că domnul locuiește aici. M-am uitat aici la bogați, da. Da. Și aici mergi la sală? Da, uite, chiar sus aici e o sală foarte mișto, duc la un prieten de-al meu. Și e lejer că e la 5 minute de casă. Deci de asta n-are burta. Da, că mă De câte mă ori preocup. Pe săptămână te duci? Băi, dacă pot mă duc în fiecare zi, dar nu pot. Cam de 4 ori pe săptămână, așa știu. Respect, da, medelioane. Da, încerc să... Respect. Nu exagerez cu băutura, cu fumatul, cu... Nopțile pierdute? Ce nopți pierdute? Să moară Gianni că tu nu, că tu nu bei și fumezi. Ba da, fumezi și beau, dar nu mai exagerezi. Puțin. Exact, da. Te-ai îmbătat vreodată grav? Adică bănuiesc că te-ai îmbătat și tu grav, mai ales dacă ai pus gura pe alcool. Dar când eram tânăr. Asta ce înseamnă? Acum cât când timp? Eram copil, de fapt. Când eram adolescent, când eram pe treptele facultății. Și de atunci, atunci te-ai mai îmbătat grav? Băi, știi când m-am îmbătat odată, așa mai aproape, când deja ne cunoșteam, cred că a fost una din... Cred că singura dată, pentru că, așa cum mai vorbeam noi, dacă eram tot timpul cu mașina, cum Dumnezeu să bei? Că nu puteai, tu plecai de la... Să vii tu cu calul. Păi fii atent că odată n-am mai plecat. Era nu știu ce... se lansa grila de toamnă, nu știu, a canalului. Știi, eram în toți acolo în Buftea, știi? Și s-a dat o mare petrecere și... A fost distractiv, că la un moment dat am rămas cu niște cascadori să bem o sticlă de whisky, am băut-o și îmi făcusem eu un calcul așa că puteai să rămâi în... Știi că Buftea are niște camere sus acolo, știi, pentru actori, pentru... Și erau niște camere deschise la un moment dat, puteam să dormim, dar eu n-am știut că la 4 dimineața nu mai erau deschise. Când am terminat eu de băut și ăștia au plecat acasă că stăteau toți în Buftea, cascadorii, și am rămas acolo pe holuri. Zic, bă, ce fac? Că la 9 dimineața aveam, filmam Aniel atunci, știi? Okay, aveam filmare și am găsit o canapea până la urmă pe lângă covorul verde pe acolo. Mi-am pus hanoracul în cap și m-a trezit doamna. Domnul Denis, ce faceți, domnul Denis? Păi zic, dacă ai închis aici, ai închis hotelul, ce să-ți fac? Care doamnă te-a doamna de serviciu. Mă gândeam că te referi la Ruxandra sau cineva, că ar fi fost frumos. Nu, la 7 dimineața, Ruxandra, nu. Erau niște camere, știi, pentru... Nu știu cine prezenta atunci, Adela Popescu și încă cineva. Și erau pentru ei, în cazul în care obosesc, dar ei n-au obosit, am obosit eu, știi? Și zic, băi, ce fac, că n-am putut să mă odihnesc. Până la urmă mi-a deschis o cameră, am făcut un duș și la 9 dimineața eram pe platou. Ai filmat vreodată? Am filmat chiar, nu, beat, dar atunci îți dai seama că chiar în ziua aia aveam niște cascadori de făcut pe cal pentru Aniela, toată ziua. Adică asta era ziua cu cascadorile, era cu încălecări din galop, cu tot felul de... Deci era în momentul ăla mai erai beat sau nu? Nu mai puteai să mai fiți, de am transpirat tot ce era de transpirat, știi? Erai măcar un pic mahmur, dureri de cap, alea... Mahmur am fost în primele două ore, așa, după aia s-a terminat. Am făcut efort, știi, dacă faci efort, dai afară tot ce e de știi, transpiri alcoolul. Și în rest să știi că nu prea am avut... derapaj așa, știi? Pentru că simțeam eu că parcă nu merge bine, știi? Când, na, mai beai prin facultate, mai treceai la o repetiție, asta, nu mă simțeam eu în apele mele, știi? Zic, dacă sunt un pic sprițuit așa, parcă nu controlez eu totul, nu pot să... Sunt genul ăla dator. Sprițuit sau mahmur? Nu mahmur, nu. Dacă beai, să zici, înainte de o repetiție sau înainte de un spectacol, eu nu am făcut chestia asta. Adică
Nu m-am simțit bine de câte ori am încercat așa să mai, știi, cu colegii, una mică, zic, bă, nu prea e în regulă, lasă-o, beți voi dacă vreți. Deci n-ai filmat niciodată, beți, a? Niciodată, da. Da, niciodată. Mie mi-a ieșit odată, adică era ziua mea, țin minte. Filmam la om sărac om bogat și m-am dus la Batista, nu știu dacă știi, pe regizor. Da, și l-am întrebat pe Batista, da, îl știu. Frate, pot să beau și eu astăzi, eram și foarte supărat. Nu o să zic de ce, dar mă rog. Și mangă eram, deci rupt. Dar norocul a făcut că, asta era și motivul pentru care l-am întrebat. Zic, am de filmat niște secvențe în care sunt beat. Pot să beau că, așa? Adică dacă sunt beat, da. Bine, că n-am mai ținut cont de scenariu, asta a fost partea a doua. Asta a fost întotdeauna frica mea, cred că din cauza asta n-am băut în spectacole, nici în școală, nici, știi, n-am băut să mă îmbăt niciodată sau să simt că sunt nesigur. Mi-era frică că uit textul, că știi, că nu mai respect indicațiile. Da, adică, la un 50 acolo, 100. Da, mă, lasă 50, 100 e altceva. M-ai întrebat dacă eram, na, okay. Chiar unit, adică. Am înțeles. Nu mi-a plăcut chestia asta, știi, nu mă simt eu. Și atunci a fost, ți-am spus, pentru că am crezut, lasă-mă, cât e, era 9 seara, știi, în buftea. Începea petrecerea, erau sticle de whisky pe masă, era mâncare, hai să stăm, știi. Am stat să făcuse vreo 12, hai să mai stăm. Cine știu că doamna închide ușile și nu ne putem odihni, știi? Adică a fost o chestie de care ne amintim așa, că unul dintre cascadori chiar atunci a stat cu mine, știi? A stat la 4, 4 jumate, zice, bă, ați mai stat cu tine, dar mie mi-e somn, am unde dormi, treaba ta, la revedere, știi? Zic, bine, hai că rămân eu pe canapă. Așa că cu băutura... Și ții minte că vorbeam și cu Marinuș Moraru, Dumnezeu să-l ierte, deci cu alți actori cu care am jucat, alți mari actori. La noi e mult mai greu să faci în zile astea, să ai o viață boemă de actor. E foarte greu, pentru că trebuie tot timpul să alegi dintr-un loc în altul, trebuie să conduci tu de obicei, nu? Că nu o să fii nebun să-ți iei șofer, că nu ești Dracula. Știi? Adică păi mai greu poate să... să fie așa într-o filmare cum am fost noi în Tunisia atunci a fost ca o vacanță, știi? Când filmam între Inimă de Țigan și Regina și am filmat eu cu Andreea Pătrașcu, acum Mibaca, am filmat prima zi luni 4 ore, după aia am făcut ce am vrut. Dar, țineți minte ideea, te rog frumos, zi-mi ce ți-a zis domnul Marin Moraru. Ține minte pe asta cu... Băi, mi-a zis multe chestii, așa că am avut o prietenie foarte frumoasă și chiar era un tip care înțelegea și altă vârstă, știi? Și sunt multe discuții pe care le-am avut cu el, dar... Nu, legat de alcool și de chestiile astea. Da, în principiu asta era ideea, că ei și când beau, știi că sunt poveștile alea cu Dinică, cu na, toată lumea. Ei beau, într-adevăr, se bea și mult, dar se bea pentru atmosferă, știi? Pentru cine spune ceva mai interesant, cine spune o glumă mai mișto. Nu se bea, îți puneai în cap doar ca să te faci praf, să nu mai știi de tine, știi? Okay. Adică pentru viața boemă din timpurile alea, care a dispărut, evident, pentru că nu mai sunt timpurile alea, știi? Atunci îți permiteai și... financiar, pentru că ei câștigau foarte bine, nu aveau nicio grijă pe timpul Ceaușescu de nimic. Nici n-aveai ce să faci cu banii. Că asta vorbeam, apropo de asta, și cu Papaiani, cu Sebastian Papaiani, când am filmat pe cală, spunea, ce voi băiatule, ce a venit, fian, o chestie distractivă, a venit un regizor tânăr la mine de vreo 20 de ani, jucam într-un serial, nu mai știu în ce serial a jucat, la un moment dat Papaiani a jucat și într-un serial ca noi. Și a venit un regizor tânăr la el să-i spună, sunteți maestre, sunteți într-un restaurant. Așa, da? Deci vă așezați la masă și stați așa într-un colț, deși cum să stăm în restaurant și asta și chemați picul să uita, papaine, bă băiatule, 50 de ani, nu mai e restaurant asta, mă înveți cum să stau în restaurant și cum să comand, știi? Și asta zic, ei, regizorul săracu era bine
intenționat, dar el nu își dădea seama cum au trăit oamenii ăștia. Și a zis, băi, nu era catering, nu era nimic. Dacă filmam la Târgu Jiu, terminam filmarea sau aveam pauză, ne duceam în primul restaurant. No, asta era viața noastră. Ne duceam, beam, mâncam, ne distram, ne duceam de nou la filmare sau, mă rog, la hotel. Ei au avut altfel de ritm, știi? N-aveau telefoane mobile, nu știa nimeni unde sunt. Da, neabică Dumnezeu să-l ierte. Super, super, super om. Am avut și un noroc să joc alături de dânsul la proiectul care s-a intitulat Doamnelor și Domnilor. Cum se numea, frate? În pro? Da, Lacrimi de iubire, așa. Ah, da, 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 a jucat și acolo. Era... Da. Nu, ăsta era alt serial, cred că pe la... Tu vorbeai despre filmul pe care l-ai făcut tu cu dânsul. Da, da, și povestea era, ți-am zis, dintr-un serial, abordarea unui tânăr, știi, tânăr regizor față de Bică, știi? Da. Au avut o viață foarte frumoasă, știi? Și noi avem o viață frumoasă, dar... Adică ție îți place ceea ce faci în momentul ăsta? Mie îmi place ceea ce fac, dar nu fac chiar tot ce vreau. Știi cum zice? Zice, băi, am tot ce-mi trebuie, dar n-am tot ce-mi doresc. Adică ce-ți lipsește? Aș vrea să joc mai mult, asta îmi lipsește. Aș vrea să joc mai mult. Am fost implicat foarte mult în proiectul ăsta meu cu Kai, în business-ul ăsta și... Am tras foarte tare din 2016 până acum vreo 2 ani să ridic business-ul la un moment în care nu mai trebuiască neapărat să fiu eu acolo. Și am reușit chestia asta, dar s-a văzut, pentru că pierzând tot ce înseamnă legături, conexiuni cu lumea filmului, nu te mai cheamă chiar atât de des, știi, la casting și a trebuit să reiau și tocmai când am reluat a venit pandemia și asta a fost bine că în ciuda faptului că a venit pandemia am avut o șansă să fac un film până la urmă, chiar în pandemie. Adică... Ți-a fost greu să pătrunzi în lumea asta a filmului? Dacă vorbești de acum 20 de ani când m-am apucat eu de actorie? Da. Da, a fost greu pentru că se pătrundea altfel decât acum. Adică, sau decât chiar acum 10 ani, să zic. De ce? Pentru că mă duceam la castinguri ca model, făceam modeling, prezentam, mă rog, haine, făceam reclame la diferite produse, dar nu te lua nimeni la film, la casting de film, știi? Și tot vorbeam că erau aceiași directori de casting și acum sunt cam aceiași directori de casting și pentru reclame și pentru film și... Păi, dar de ce nu mă chemați și pe mine? Uite, păi nu, că nu ești actor. Păi zic, lasă că poate reușesc și eu să spun două cuvinte acolo. Nu, dar nu ești actor. Și până la urmă s-a... Deci nu reușeam. Până la urmă s-a făcut un casting de către... Chiar de către MediaPro, pe timpul ăla, pentru filmul Second Hand al regizului Dan Pizza. Și acum îi mulțumesc regizului Dan Pizza pentru chestia asta, că mi-a dat numai sfaturi bune în momentul ăla. M-a văzut la probă că puteai să te duci și ca actor, și ca om de pe stradă, și ca model, ca orice. Deci a fost un casting de mii de persoane. Și țin minte și acum am dat probă cu Maria Dinulescu. Așa s-a nimerit, nu știu, trebuia un băiat, o fată, o chestie asta. Ea fiind deja actriță sau era student atunci la actorie, mi se pare, la Colceag, nu mă țin minte. Oricum, era în lumea asta deja, știi? Și mi-a zis Pizza, ce, băi, ești bun, dar fă facultatea ca nu o să te bage nimeni în seama altfel, nu te cheamă pe nicăieri. Și te-a avut dreptate, știi? M-am dus și am făcut. În toamna aia am intrat la facultate. Pentru Inimă de Țigan ai dat probă? Oh, am dat probe... Păi cred că am început în martie și am terminat prin mai, pe la sfârșit. Chiar mă disperase la un moment dat că tot dădeam probe și nu știu, mai țin minte că ne strânsesem vreo 6 inși așa pe personaj. În timp ai fost și tu pe personajul meu. Nu. Știu că am dat probă cu tine, adică pentru Da, Gianni. Dar nu știa pe care îl pune, pe un personaj sau pe altul. Eu n-am fost pe rolul tău, mă rog, nicio secundă. Ok,
Cert e că la un moment dat erau câțiva oameni pe personajul ăsta, pe Codruț Medalion. Adică ce vreau să scot în evidență este faptul că atunci când eu am ajuns la casting, se știa deja că tu vei fi Medalion Codruț Fieraru. Aha. Era foarte clar. Deci la mine nu se știa încă dacă voi fi Gianni. Da, adică... vezi, înseamnă că avem paliere diferite pentru că eu am dat casting, cred că vreo 300 de fete. Okay. Și râdeau ea la un moment dat că se înscria tot așa, oricine, știi? Ceea ce a fost un lucru bun pentru că au găsit-o pe Andreea, știi? Care a fost foarte potrivită și ea lucra la bancă, adică nu era nici măcar actriță, știi? Eu măcar terminasem actoria, făcusem niște filme, mă rog, și pe cală, în rol principal, deci... ziceai că m-ai chemat pentru că sunt actor, dar acolo au venit foarte mulți oameni și chiar, cum să spun, așa s-a întâmplat, adică toată lumea zicea, păi nu, că Andreea a luat, că avea pile cu Cabral, cu astea, păi, poveștile s-au întâmplat mult după. Da, cum a avut și fratele meu, Augustin, cu mine, da. Deci de asta spun, deci n-am fost nicio pilă nicăieri, niciunde. Dar s-au întâmplat niște lucruri distractive. Nu știu ce probe ai dat tu cu fetele, dar eu am dat probe cu orice fată care venea și vrea să joace în film. Și, bineînțeles, toate scenele erau... Doar în buftea sau și... În buftea, acolo. În buftea, în căsuța aia. Eu mă gândeam că poate v-ați întâlnit și la un hotel. Nu, ne-am dat un anunț, ceva, domnul dau probă pentru... Mai ales cu unele dintre ele nu trebuia să te întâlnești. Râdeau la un moment dat ăștia, colegii noi, după aia ne-au devenit colegii cameramanii, că mai venea câte o nebună de asta, care era clar că nu avea ce căuta acolo, știi? Și ea era chitită să se sărute cu mine, știi? Și Iura le lăsa pe toate să dea probă și asta, și deci la sfârșit, nu știu ce ziceam, te iubesc, să terminau, erau vreo două texte, știi? Unul mai dur și unul cu iubire, știi? Și ăla cu iubire, ți-am zis, de vreo 300 de ori. Și mă nimeream cu câte una care nici actriță, nici nimic, pac, limba în gură. Stai, bă, băiatule, stai, măi, domnișoară, fiți atenți, aici ne facem, suntem la film, ne facem. Deci să știți că nu e nimic adevărat, noi chiar ne facem acolo, de cele mai multe uneori. Da. Eu zic că de cele mai multe ori. Mă rog, depinde de cât de profesionist ești. Da. Da, exact. Să știți să... Eu așa zic că sunt profesionist. Pară doar că ovâri așa un pic și aici mă refer la limbă, nu mă refer la ceva. Da, știi? Și au fost multe faze distractive de la casting. Bine că m-a întrebat o domnișoară, chiar o cunoști tu, dar nu-i spun numele, ce... Auzi, dar tu ce cuvânt ai de spus aici în asta, cu atribuirea rolurilor? Cu... Zic, n-am nicio cuvânt, eu sunt doar un actor. Dar cine? Băiatul ăla? Iura. Băiatul ăla? Zic, da. Bine. Da, sunt... Se puneau genul ăsta de întrebări, știi, de către... Am și eu colege, bineînțeles, foste colege, ale căror nume nu le voi divulga niciodată, exact. Care ba s-au combinat cu regizori, ba se dădeau bine pe lângă ei, ba dacă nu mergea cu un regizor, se combinau cu un actor, dar să fie cât mai aproape de fenomen. De Vezuviu. Exact. Asta ți-ai dorit să faci de mic sau când ți-ai dat seama că vrei să te faci actor? Păi ce să zic? Nu, eu vreau să mă fac inginer silvic. Să mor dacă vreau să mă fac actor. Făceam tot felul de tâmpenii în clasă, dar ca orice copil. Însă colegii mei, vezi că colegii mei știu. Colegii mei zicea, da, tu ar trebui să te faci actor. Tu ar trebui. Înseamnă că eram un fel de, vorba lui fimea, clonf. Când așa eram mică nu putea să zică clonf și zicea clonf. Un fel de clovn al junglei, al... Ce? Uite, ne și filmează un nene de afară, vezi? Uite, chiar aici, vezi? Da, ne-a filmat. Deci încă avem, să-ți povestesc, că încă avem mulți și în afara țării, mulți admiratori. Da, și nu m-am gândit. Eram pe timpul Ceaușescu, îți dai seama, eu am intrat în liceu... Stai că am uitat că ești la fel de bătrân ca mine. Exact, da? Știi? Am intrat în liceu în 90, adică... Asta cu actoria era, dacă nu stăteai nici în București, că eu eram în Ploiești,
Era mai greu de, n-aveai un anturaj artistic, știi, tactul să fie pictor, să fie nu știu ce, să, știi, măta, nu știu ce. Deci nu prea mergea, dacă erau amândoi ingineri, de unde actor, dar... Trebuie să știi și aici pe dar cineva. Dar a trebuit să mă întrețin, exact, să mă întrețin, știi, și când am venit în București la prima facultate, știi, că așa râd tot timpul, băi, am două facultăți și antrenesc cai, deci e foarte bine. La prima facultate, la drept, ce voi, din ce trăiesc? Că mama îmi dădea, știi? Ai mei îmi dădeau niște bani, dar nu unde a ajuns. Știi? Și am făcut un ăsta de modele, de manechi, că arătam slab. Da, mă, erai drăguț, bine, da, mă, Doamne, bine, iată, și acum ești bine, nu mai fi modest. Părul lung până așa și atunci se purta foarte, părul foarte lung, în 94, și am început să câștig și eu acolo de o ciungă, de asta și așa a mers, știi, încet, încet mi-am dat seama că nu o să fiu niciodată avocat, să fac divorțuri și succesiuni și nu știu ce Dumnezeu mai găsisem, știi, când m-am dus prima oară la practică, m-am dus într-un beci, așa, nu știu, erau niște babe care se certau pe nu știu câte hectare de pământ, asta zic, Doamne, dacă ajung să fac chestia asta și doamna cu care mă dusesem, o prietenă de-a mea, care mi-e și în continuare avocat, știi? Zice, uite, asta o să faci în primii ani, sper că îți place, zic, nu-mi place, plec, la revedere. Pentru voiai să fii genul de avocat din filmele americane. Da, un fel de Al Pacino în filmul ăla lui... Scent of a Woman. Nu, în ăla în care era avocat în anii 70, da, am uitat. Era vorb. Justice for All. În Justice for All el era un avocat ăsta. Bine, așa ne gândeam noi când eram mici, te până la urmă am ajuns. Dar știi ce e interesant? Numele meu, Dennis, este dat de către taică-miu după un actor american, după Dennis Weaver, care era un șerif la New York. Deci, vezi, avea și chestia asta cu șerif, cu cai, cu cowboy. Băi, și eu n-am făcut legătura asta decât acum, să zic, vreo 10 ani. Dacă poți să-ți închipui. Zic, uite, băi, ce mi-a dat taică-mi, știi? Ce ți-e pus în frunte, ce ți-e scris în frunte, ți-e pus, știi? Adică m-a dus spre o chestie, psihologic vorbind, în subconștientul meu. Că eu n-am făcut legătura. Zic, dar stai, mă, că... Tata mi-a pus numele, că i-a plăcut lui actorul ăla. Și scria la maică-mea, maică-mea era pe partea cealaltă a geamului la maternitate și scria numele. Că trebuie să-i scrii numele copilului, s-a născut. Cum îi zicem? Numărul 366? Nu. Copilul, cum să nu? Și zice, mama, ce e aia? Danilă? Îl cheamă Danilă, îl cheamă nu știu cum. Deci numai Dennis, nu, că na, Dennis, cine punea în 76? Deci, puteam să mă numesc Danila, asta trebuie să înțelegi. Bă, ți-ar fi stat bine cu Danila, adică Danila Ștefan Danila. Ar fi fost belea, sincer să fiu. Vrei seama, în rolul principal cine joacă? Danila Ștefan. E un actor un foarte actor de forță. De forță. Danila. Sau Motanu Danila. Da, aia, ce te faci? Așa, bine că sunt Denis până la urmă. Te-ai gândit târziu că vrei să te faci actor. Pe ce la vrei 22 de ani, da. Când erai mic, vrei să te faci doar inginer silvic. Băi, nu, silvic. Nu știam ce vreau. Sincer să fiu, n-am când erai copil, la ce te gândeai? Ce, băi, îmi plăceau femeile. Știi? Deci asta e. Pește, aveam adică. Aveam două prietene la grădiniță. Adică două prietene. Îmi plăcea de două fete, știi? Două, trei. Și m-am și întâlnit cu una dintre ele întâmplător pe stradă, știi? Și... mi-a zis că știi că am făcut grădinița împreună. Plângeai, erai un plângăcios. Zic, plângeam că mie nu-mi plăcea la grădiniță. Vreau să stau cu părinții. Nu am știut ce. Cred că, să știi, am tot citit interviuri cu diferiți actori. Majoritatea, dacă nu, au fost din, să zic așa, din familii de actori, cum sunt mulți de la Hollywood, care din familii de actori, de oameni din show business, dar cei care nu vin din familie de actori, majoritatea au încercat diferite chestii până să ajungă la actorie, pentru că procesul ăsta e destul de complicat, adică destul de dificil să te gândești, bă, ce-mi place mie să fac, îmi place chestia asta, îmi place și un pic de aventură, să spun și povești frumoase, să
schimb tot timpul ceva să nu mă plictisesc, știi? E, până la urmă, cam asta e meseria noastră, știi? Mai ales actorilor, aș spune, de film, știi? Bine, dacă nu te duci într-un tipar, știi? Și nici eu n-am știut ce vreau să fac, pentru că nu e accesibilă, cel puțin atunci când eram eu la 20 de ani, actoria nu era o chestie accesibilă cum e acum, știi? Vezi și tu că după ce am început noi cu serialele, cu, și nu că am început noi, că ba cam eu am da, făcut, că la acasă, bine, ok, am mai făcut ceva la prima, în da, familie, exact, în familie. Care chiar am jucat cu Oro, deci cu Cristi Popa, cu plus toate. Plus Iura, mulți. Regizor, da? Da, și Iura venise și la un moment dat regizor, el și cu Sitaru și... Practic, boom-ul ăla mare s-a produs tot la exact, Acasă TV. Da, dar vezi că făcându-se an de an, adică nefiind un element, un eveniment, cum să spun, izolat ca la prima în 2002, când ziceam, am început ceva și l-au terminat după un an, nu l-au mai făcut, nu l-au mai continuat, lucrurile au început să prindă o normalitate, o chestie, adică, da, pot să mă fac actor, mă duc la o... nu știu, la școala populară fac un curs de actorie, adică nu trebuie neapărat să mă duc la, știi? Ai văzut că după aia au venit în partea asta și, nu, uite, tu n-ai actoria la bază, da? Deci ai fost cântăreț, da? Ai fost sportiv, ai fost cântăreț, deci a fost mult mai ușor. Mie mi-a fost mai greu, știi? Eu n-am reușit să iau primul rol, l-am luat la pizza când deja eram... eram actor, eram student la actorie în primul an, știi? Nu te primea în 2000-2001, în anii ăia, s-a schimbat total după 2005-2006 percepția chiar și a celor care, știi? Ne puneau pe noi acolo. Acum să-mi fie cu iertare, dar am avut și prieteni și colegi și gagici care erau studente la TF. Ai văzut și tu și în serialele în care am jucat. Uneori e bine, depinde pe mâna cui da, nimerești, numai, știi? Da. Să treci prin ATF. Uneori nu. Adică de la Iura am învățat o căruță, o grămadă de lucruri, plus experiența dobândită în fața camerelor. Eu zic că e ce-ți dă sau ce ar trebui să-ți dea școala de actorie, că e o facultate, că e un curs de un an, doi, de, mă rog, trebuie să-ți dea un pic baza tehnică, adică să știi cum un pic să te joci cu corpul tău, să te joci cu vocea ta, să te joci cu... Corect. Știi? Uite, de una exemplu, e să ai dicția pe care o are, de exemplu, Carmen Tănațe, că o ascultam în podcastul pe care l-am făcut acum câteva săptămâni. Sau să ți-o educi așa, că poți să ți-o educi pentru un rol și după aia să revii la felul în care ești tu. Înțelegi? Adică poți să te joci cu chestia asta, adică poți să... Pentru Păcală, de exemplu, eu m-am îngrășat, că na, făceam sport ca întotdeauna, tare nu puteai să fii un Păcală cu pătrățele, știi? Tu, dacă n-ai fi înțeles conceptul ăsta, dacă n-aș fi fost actor, n-aș fi înțeles conceptul ăsta. Cum pot să mă îngraș și eu, că eu trebuie să arăt tot timpul, știi? Și atunci ar fi fost o chestie ciudată, știi? Ai momente de care... Ți-aduci aminte așa cu, cum să zic eu, cu, hai să folosesc cuvântul, rușine, când te gândești la începuturile tale în actorie, adică au fost momente penibile. Eu mi-aduc aminte de câteva, dar astăzi vorbim despre tine, ghinionul tău, știi? Nu știu dacă penibile, nu. N-am prea, ți-am spus, eu sunt genul de actor care vreau să controlez. Când intru într-un personal sau când intru într-o scenă, să controlez chestia asta. Adică cel mult poate n-am dat cât trebuia în scena aia sau în repetiția aia sau bă, nu e potrivit pentru nu știu ce, să joc Caragiale. Nu mi-a plăcut niciodată ideea de a juca Caragiale. Asta consider eu că sunt nepotrivit, știi? Sau pentru a cânta, că sunt semiafon. Mă rog. Și, dar penibil nu. Știi ce mi se reproșa când în primii ani de actorie?
Și după aia m-am surprins de câteva ori cu această greșeală, cu lipsa de răbdare. Știi? Adică trebuie să ai răbdare, să aștepți la filmare, să filmezi, să... Știi, eu tindeam să... Hai mă, ce facem? Hai, când? Dă acțiune odată, fă, știi? Adică era o chestie așa în primii ani, știi? După aia m-am obișnuit cu faptul că și actorul, ca și soldatul, mai mult așteaptă. Corect. Și după aia intră în focuri. Acum ești tată de fete. Tată de fete. Trăiască familia mea. Doamne ajută. Ce-ți dorești pentru ele? Trăiască. Uite, cu fiul meu chiar, cu cea mare, cu care Delia. Care are câți ani? 8 ani jumate. Să trăiască. Doamne ajută, la fel. Am discutat că vreau să o duc la un casting de film. Zic, tati, fii atentă. Tot îmi cer mie bani. Nu vrei tu să te duci să ții că știi singură? Uite, e un casting pentru un film. Ea a mai fost la niște casting de reclamă, nu le-a luat, dar mă rog, a fost. Adică am filmat-o, știi, self-tape de ăsta. Și zicea, nu știu dacă vreau. Păi zic, fii atent, este un rol principal. Și rol principal, zic, ești actrița principală când era mică. Și ea își amintește de când era ea mică și tu ești aia, plus că poți să strângi banii să-ți iei ce vrei tu cu ei. Nu știu, poate chiar vreau. Hai să mă gândesc, știi? Să vedem. Poate ți-aduce vreun ponei în curte acum. Da, un ponei. Da. Are, dă-stăi, lasă că... Are ponei? El să-și mai ia o tabletă. Are... Avem doi cai ai noștri și încă unul pe care îl folosește ea. Da, nu ziceam de căluți mici, așa, pentru de ponei. Nu-i plac. Nu? Îi plac. Am vrut să o pun pe niște cai mai mici să învețe să călărească și a zis nu, că nu mai pe cai pe care călărește tati. Și Cristina mai... călărește și ea? A călărit în trecut, dar după ce a rămas însărcinată cu Delia, n-a mai călărit și pe aia n-a mai revenit la chestia. Adică vine la cai, mângă, îi plac caii, știi? De vrea dragul tău mai mult bănuiesc. Nu, chiar îi plac. Îmi zicea, da. Băi, să ne îmbogățim. Și să ne luăm o fermă așa, să vină între capul calului până fereastră la bucătărie să-i dau eu mâncare, știi? Unde vrea să fie ferma asta? Oriunde. Mai vezi dacă... România sau în altă parte te referi? Da, Dumnezeu și știe. În România. Adică te-ai mutat la Dorohoi, de exemplu? Cred că m-aș muta în partea asta de... Îmi place foarte mult zona aia, Horezu, Vâlcea chiar... partea asta, știi, de la Pitești încolo. Deci dacă aveți vreo fermă, da, de vânzare în zona aia... Cu bani puțin, dar... Ce bani puțin? Vezi și bani, mă, nebunilor. Păi e vorba de medalion vă dau aici. Da. Vă dau un autograf pe exact. Picior. Hai două acum pentru o fermă de genul. Depinde cine vinde ferma. Adevărul e că asta cu Dorohoi acum e un pic riscantă, dacă stau bine să mă gândesc. Păi vezi? Da. Niciodată să nu stai aproape de ruși. Da. Niciodată. Ai de Putin, de ruși, că nu sunt chiar toți rușii de aceeași ruși, părere. Ruși așa, de... știi, de la ruși vine totul, știi cum e. Doamne ferește, hai să nu discutăm de nebunii, de astea mai bine discutăm de tâmpenile pe care le facem noi ca actori, de speranțele pe care le avem noi ca actori, știi? Păi și ca actor, asta e că mi-am adus aminte că tu ai filmat la un moment dat cu niște actori beton, belea, dita mai actori, gen... Și este. Andy Garcia, da, Kevin dublat, Costner. Kevin Costner. Ne mai amintim. Uite, acum am filmat, acum vreo 5 ani, am filmat cu un actor care e super tare acum la Hollywood, e pe val, ca să zic așa, Nicola Spino, un actor de culoare și e pe Netflix. Puteți să-l vedeți în For Life. E actorul principal de acolo. Cu Kevin Costner, da? Am filmat cum e Kevin întâmplător. Costner? Știi cum? Hai să vă povestim, de fapt, cum a ajuns să filmez cu Kevin Costner sau cu un alt actor mare. Doar printr-un accident. Știi? Accidentul s-a numit un actor american care și-a rupt mâinile. A căzut de pe cal direct în niște, nu știu, mărăcini, nu știu, a căzut într-un copac, nu știu ce s-a întâmplat la Zărnești, acolo unde filmau ei pentru Hatfield and McCoys, pentru ăsta de pe History Channel, care a luat și premiu acum vreo. În 2011, cred că s-a adunat. Ok. Și mă sună vineri seară
de la ei, de la de la film. Nu, de la film direct, chiar din am uitat exact cine m-a sunat, dar era unul destul de sus, pentru că rămăseseră fără actor. Un producător, ceva, da. Da, un producător, da. Și ce, domnule, nu știu ce a făcut ăla cu mâinile, cu asta, și a rupt mâinile. Ce, ne trebuie un actor care călărește bine. Și am trimis show-urile. Deci întotdeauna eu am avut show-urile și când nu era nevoie în România. Și, și el a un show-uril, ca să le spunem și la oamenii ăștia? Un show-uril este cartea ta de vizită, dacă vrei să te duci undeva și să arăți ce ai făcut, un montaj așa din ce ai filmat tu până acum pentru actorul de film. Și bineînțeles că acolo aveai și niște imagini cu de toate. Cel puțin cu un cal. Cu un cal, cu tot ce făceam eu mai interesant în filmele pe care le făcusem până atunci și cred că aveam multe secvențe din Aniela în care era cu sabia, cu calul mă. Okay. Și uite cum luni am apărut la filmare, știi, că vineri, luni să filmat, trebuia repede în weekend. Mă omora Kevin Costner, până la urmă eram un bounty hunter pe care reușea el să-l omoare, că era principal, nu puteam să-l omor eu pe el. Și acolo mi-am dat seama de ce noi suntem aici și el e acolo. Nu știu dacă ți-am mai povestit povestea asta, dar aveam plan contra plan cu Kevin Costner și eu spuneam ceva, el nu zicea nimic și prietenii lui ne căsăpeau, știi, ne împușcau, cădeam de pe cai. La un moment dat îi spuneam identify yourself, putare, și aveam pușca pe antebraț, iar antebrațul ținea evident drlogii frului, calului, ca să-l... Era așa un fel de râpă, știi, în care stăteam cam ciudat, că erau bolovani, cam alunecat calul și cascadorii din spate, lucram cu doi cascadori și aia erau cam, țineau așa ca pe barcă. Și ne uitam pe video assist la ce am filmat. Și eu și el și Kevin Reynolds, care era regizorul, știi, te lasă. Dacă lucrezi cu ei, te lasă, stai să te uiți tu la video assist. Mă uitam la mine, știi, și el zice, uite, vezi, tu ai jucat foarte bine aici personajul. Și nu ți-am jucat că aveam două replici și făceam o chestie. Ok, mă vedeam bine, dar ce să joc? Ce? Pentru că tu ești un bounty hunter, ești un professional. Și calul s-a mișcat sub tine, a alunecat, iar tu nu ți-ai mișcat ochii de la mine. Deci erai obișnuit cu calul, erai obișnuit cu pușca, nu te-ai uitat pe jos. Aoleu, ce fac, bă? Și ce regizor român ar fi observat chestia asta la jocul unui actor? Foarte puțin. Știi? El fiind actor, adică Kevin Costner, fiind de profesie actor, ca mai și regizat, asta e cu totul altceva, dar el a fost atent la o chestie minoră pentru un rol de coloratură. Știi, ce avea filmele bune, filmele bune în general, nu au niciun fel de, n-au nicio secvență întâmplătoare, niciun cadru întâmplător. De acord. Așa este, pentru că filmul ăla a fost chiar a fost serial. La principiul românesc, las că merge și așa, exact. Cunoaște. Exact, da. Dar într-adevăr, așa cum spuneai tu, de aia ei sunt acolo unde sunt și noi suntem aici. Pentru că sunt foarte serioși cu tot ceea ce fac, indiferent că ești tu. Adică am întâlnit actori mari care veneau și spuneau replica din spatele camerei, știi? Nu neapărat cu mine, cu ceilalți colegi ai lor mai puțin cunoscuți, da? Veneau și spuneau ei, nu venea asistentul de platou, hai că zic eu, cu tare zi și tu, știi? Păi nu, o tatică. Nu e aceeași încărcătură, știi? Adică... chestia asta mi-aduce aminte de momentul în care m-am întors la un moment dat în România, după vreo 2 ani de Germania, jucam tenis și în Germania fiecare dintre ăia care joacă tenis își mătură singur terenul la sfârșit de o oră de lecție și așa mai departe. Indiferent că e președintele clubului, că e multimilionar sau mai știu eu ce. Și la noi, la fel, strângi... La noi nu se face așa ceva. Există oameni special plătiți pentru treaba asta, pentru românului e rușine, frate, să-ți dau eu mătorul terenul sau curăț după ce am jucat pe el. Știi? E o chestie de respect, e o chestie de, stai cum zic ei, etică profesională, știi? Adică... Cel mai important e să vii la momentul când te sună ei, știi că
auzi povești de astea cu actori care se închideau în rulotă și nu veneau să se drogheze sau nu știu ce, știi? Și toți sunt ostracizați, adică de tot se vorbește urât, știi? Adică niciunul nu zice, a, mamă, ce șmecher e ăla, știi? Nu, în lumea asta se consideră corect să vii la 5 dimineața, dacă trebuie să vii la 5 dimineața cu toți ceilalți, să te machezi, să-ți repezi textul, să te cheme, dacă te cheme, cheamă la 2 după amiază să filmezi, tu până atunci stai în rulotă la tine, îți repezi textul, stai, nu știu, fumezi o țigară, te uiți pe pereți, dar nu vii la, știi, și iar cei care fac chestia asta și vin la 2 fără 10, știi, nu sunt priviți foarte bine, cât de mari ar fi, dar ăștia mari nu prea fac chestia. Acolo e și un business, adică e foarte clar că business, momentul în care... E foarte bine, e un business, adică acolo chiar contează... Nu ai voie să faci pași nu, greșiți. Pentru că a doua oară nu te mai ia, sau a treia oară, știi? Nu e, aici e așa, hai că sunt angajat la un teatru, mai fac ceva, mai... Știi? Merge treaba acolo, e doar... Și de Andy Garcia? De Andy Garcia, cu Andy Garcia, deci eram foarte, un actor foarte tânăr. Gândește că făcusem, ce făcusem? Făcusem filmul cu regizorul Dan Pizza, Second Hand, în care a jucat Mihai Călin principal și pentru care am dat și eu principal. Relu, firul al dracu, Relu, că s-a făcut bulibaș. Așa, da. Era tinerel atunci, avea 30 de ani. Și, și chiar, uite, vezi ce chestie. Multe lucruri mi le-a spus Pizza atunci și chiar... Cum să zic, tot timpul i-am mulțumit în toate interviurile, pentru că așa a fost orice, zice, fii atent, nu poți să dau rolul ăsta principal, că ai 20 și, nu știu, 22 de ani, 23 de ani și ce, dar uite, îl dau lui Călin, are 32 de ani, așteaptă și tu până faci un 30 de ani să vezi că iei toate rolurile, că arăți bine, arăți, și așa a fost. Tot ce am făcut în rol principal a fost atunci, mai 27, 30, 31. Nu e mult înainte, Doamne ajută. Da, să vedem. Și după aia rolul de bunic, rolul de homeless. Da, ne ferește. Nu, noi mai și glumim, să ne simțim foarte bine. Să ne simțim ce bine, da. Da, și făcusem, ce făcusem? Second Hand-ul, făcusem niște scurtmetraje, mă rog. Făcusem în familie, care a însemnat foarte mult cam pentru generația mea de actor o parte, de, ți-am spus că și Orodi și Alexandra Velniciuc și foarte mulți actori, Cosmin Sele, și au debutat acolo pe marele, pe, mă rog, pe micul ecran, dar într-o chestie mai de amploare, adică au fost 200 de episoade, am tot filmat, știi, un an de zile. Și făcusem asta și mai făcusem foarte puține lucruri la momentul ăla, când am fost chemat să-l dublez pe Andy Garcia în 2003. Și zic, ce Dumnezeu mă duc să-l dublez, adică ce să fac? Să... Păi, a fost o experiență interesantă, pentru că am făcut un fel de, să zic așa, actor, cascador, dublular lui. În mod normal n-ar fi trebuit să mă văd în film, știi? Ar fi trebuit să fac lucrurile pe care el nu poate să le fac sau nu vrea să le facă, știi? Adică... Dar practic mă văd în film. Okay. Da. De exemplu, filmau cu două echipe la un moment dat și Garcia filma într-o parte, iar eu trebuia să filmez cu prietenul lui, cu cel care îl juca pe Picasso în film, în altă parte și să conduc mașina și să ne vedem de departe. Așa. E, cadrul n-a fost chiar așa de departe, adică dacă te uiți bine în film, cadrul e să vede că e unul mai tânăr în film, adică sunt eu, știi? Chiar dacă eram îmbrăcat la fel, semănam foarte bine, Garcia zicea, oh, it's scary, it's scary, nici n-a vrut să facă poză cu mine. Dă-te încolo, zic, m-am și enervat că mie îmi plăcea omul din film. Face la un moment dat o poză, să uită în altă parte, așa, era frică de mine, mă, deci parcă... Până la urmă, până la sfârșitul filmului, a vorbit cu mine, s-a mai... Dar, știi, parcă vedea și... Cum era? Era băiat de treabă sau era de ăsta fițos? Băi, mie mi s-a părut... față de alți actori mai fițos, mai restrictiv, adică nu prea puteai să vorbești așa liber cu el, față, de exemplu, de, nu știu, când făceam figurație, atenție, la Callas Forever, Jeremy Irons era super băiat, mânca semințe cu noi, adică era genul ăsta de actor, știi?
Garcia păstra așa, avea un asistent care îi ținea trabucul, păstra o, știi? După aia a vorbit cu mine că se tot lovea de mine, știi? Eu stăteam cu șobolanii, că aveam o scenă în care erau șobolanii, stăteam în genunchi în locul lui, m-am aruncat în cismigiu în locul lui, știi? Adică am făcut niște lucruri mai... Da, totuși diferență de talie, nu? S-a putut păcăli așa? S-a ușor? Putut păcăli, da, pentru că... eu sunt, nu știu, cred că el are 1.78 și eu am 1.86, știi, în haine și filmat de departe. De seama, filmat unul care se neca în Cismigiu, mă rog, în Paris undeva, știi, dar eram în Cismigiu și a fost distractiv că zice, trebuie să fii mort, îmi zicea el, știi, trebuie să fii mort. Zic, cum mort? Mort? Ce da, nu zici nimic, nu, asta e ca și cum ai fi mort. Și zic, bine să... Hai să așteptăm că trebuia să vină unul care era, nu era actor să mă salveze, era unul de la figurație, sărac îmbrăcat în jandarm, venea de sus, cobora toată râpa aia, sărea în lac și eu până atunci trebuia să-mi țin respirația, stăteam și într-un costum de neopren așa și trebuia să țin gura deschisă, că altfel mă întorceam, știi, neoprenul ăla te întoarce, te ridică așa. Băi, deci câte guri de apă de Cismigiu am luat eu de acolo, îți dai seama? Și Cismigiu e super curat, dar știți că se și bea din Cismigiu, se există și pește. Da, acolo. Se bea, dacă n-ai, exact, apă minerală pentru șpriț, atunci te duci și de acolo. Deci clar. A fost interesant așa sub, până la urmă am văzut că am apărut acolo pe IMDB, știi, pe Internet Movie Database, că l-am dublat, știi, într-adevăr, că mult timp nu apărusem, știi, și făcuse el toate cascadorile, acum au zis că până la urmă, da, știi, deci așa a fost, pentru un actor tânăr a fost o chestie mișto, acum n-aș mai face o chestie de asta, că mi s-ar părea, cum să zic, adică ar putea păcăli, dar ei chiar... Adică chiar au vrut pe cineva care seamănă atât de bine încât să poată să-l filmeze cu fața, știi? Și sunt astea două secvențe în film în care chiar e Denis. Modigliani. Cristina se uită la toate filmele tale? Ți-a văzut toate filmele? Nu. De nu ce? Se uită la toate filmele mele. S-a uitat, cred, la Inimă de Țigan din când în când. Dar atunci când era Inimă de Țigan... pe, mă rog, în prima difuzare, să zic așa, ea era în liceu, era, începea la Cronică, la Cronica Cârcotașilor, unde a fost 13 ani dansatoare. Nevastă tânără, da, medeliane. Exact. Asta e norocul meu, da. Nevastă mai are 30 de ani. Ei să trăiască. Da. Am zis că mai păcălesc al treilea copil, cine știe când. De ce al treilea copil? Păi avem doi. Nu trebuie păcălită și cu al treilea. Mă, tu vrei băiat. Nu, vreau tot fată. Pentru că vreau să fie ca în gluma aia, știi? Când ai o fată, ești inteligent. Când ai două fete, ești super, super deștept. Când ai trei fete, ești chiar prost. Așa aș vrea, știi? Să am trei fete. Sau două fete și un băiat. Ar fi o chestie. Da, acum nu știu. Eu am un singur băiat și știu că mi-ajunge. Ți-ajunge, da? Că băieții sunt un pic altfel decât fetele sunt cu minți. Păi de-aia îl fac la sfârșit. Da, mâine, dar o să fii bătrân. Nu să mai ai tu energia de altă dată, știi? Adică grăbește-te, dă-i bice. Ăsta, stai, ce actor a făcut acum? Bine, cred că e al lui, adică sperăm să fie ca Anthony Quinn. Hopkins, Anthony Quinn de făcuse la 80 de ani copil, dar... Acum nu știm dacă a fost al lui sau nu. E cam bancul ăla, știi, cu te tipul seama, nu vrei să te duci la prima zi de școală a copilului în căruță de la curătile. Știi ce, sau cu tubul de oxigen. O femeie foarte frumoasă și foarte tânără. Știi ce, dom'le, eu am 50 de ani și soția are 20. Așa, și, domnul doctor, vreau să știu dacă totuși putem să facem copii. Da, nu, sigur, dacă face sport, de ce nu? Da, dar ce, hai să zicem că vrem să ne mai trăim, mergem și noi în concediu, da? Să ne mai trăim viața. Să zicem la 60 de ani, soția are o să aibă 30, eu 60.
Ce, băi, da, se pot face, să fac niște tratamente, să fac niște astea, dar în principiu ar trebui să puteți să faceți injecția asta, depinde și ce stare de sănătate. Da, da, am înțeles, 60. Da, să zicem că, da, eu am bani, adică vreau să ne mai plimbăm, să-i ofer tot ce... Să zicem că vreau să fac copil când am eu 70 de ani și ea 40. Atunci e mai greu, și soția mai în vârstă, zice, noastră, da, vezi, e mai greu. Dar există, există posibilități, medicina a avansat, copilul poate să se nască, să... Am înțeles, zice, da, dacă să zicem că aș aștepta până am 80. Da, domnule, așteaptă până am 80, că atunci chiar o să se poată. Am să fie al tău sigur. Că vorbirăm despre copii și mai devreme vorbirăm și despre disciplină. Da. Tu ți-ai luat bătaie de la părinți când erai mic? Nu. Se vede. Da, știu, asta zic. Nu mi-am luat, nu. Nu, da. Și eu sunt de părere că copilul, cel puțin cât e mic, îl bați, dacă îl bați, îl bați cu cureaua de la ceas, pentru că e mic, știi? Și nu poți să-l bați cu cureaua de la pantaloni. Nu merge bătaia decât așa, dacă ești complet dement, dar, na, o pedeapsă trebuie să mai fie, că altfel... Sunt mulți, uite, m-am uitat de curând la un interviu cu... Matthew McConaughey, așa, care spunea că el își lua bătaie de la părinți când era mic, da, și că cum de, majoritatea de fiecare dată, bine, erau și alte vremuri. Da. Și era în Texas. În Texas mai e viața mai dură, adică nu ți închipui că e America. Dar e... că l-ar fi ajutat chestia asta. Da. Dacă, și sunt mulți care cred dacă că... Dacă bătaia să dea, e da neutru. Nu, adică dai cu dușmanie sau cu... Da, adică păi asta zic, neutru, probabil, făcea el o tâmpenie pe acolo, în text. El a spus că niciodată nu și-a luat bătaie degeaba. Exact. Adică a meritat-o de fiecare dată. Da, da, da. Dar și depinde ce... Vezi că aici e o întreagă de-asta și ce înseamnă bătaie. Unul spune bătaie, unul o omoară pe nevastă cu bătaia și umflă ochii, o face ursul panda și zice, ce domnule, asta, dar asta e bătaie? Păi bătaie înseamnă cu pumnii, cu picioare. Și altul zice bătaie și dacă urechezi un pic copilul sau, știi, îi dai o palmă la fund, știi, adică depinde unde te gândești, care e semantic, știi, cu bătaia, că așa, na. Deci tu nu o să îți altoiești copiii, fetițele, niciodată. Nu cred că are. Sunt mult mai inteligenți ca noi, au acces la niște informații de mici, să-ți arăt o poză cu fiimea, cu iPad-ul la 2 ani de zile, stând picior peste picior, la 2 ani de zile. Da, și lua aplicații, și lua ce, Dumnezeu. Pot să o pedepsesc, în schimb. Nu mai are voie la dulciuri, nu mai are voie la tabletă, nu mai are voie să vadă cu prietenele. Da? Adică există alte... Da, e greu, adică e greu să te ții de chestia asta, nu? Adică e eu știu la mine, da, fiul meu, da, mă rog, e băiat și știu că am perele, da, cu el, adică încerc să-l pedepsesc, să iau telefonul, încep crizele. Pentru, da, că, din păcate... depinde și de copil și... Nu, cu toți, asta... am mai avut elevi și în Germania era aceeași poveste. În momentul de față, dacă unui copil, sau mă rog, nu tuturor, da, dar majoritatea reacționează foarte urât în momentul în care le iei telefonul. Ce se întâmplă? Și genul ăsta de... înainte, partea asta cu obsessive compulsive disorder, deci cu problema asta, cu fixurile, cum ziceau ăștia mai bătrâni, cu iFixuri, cu fixurile, e foarte răspândită din cauza, la copii, din cauza acestor device-uri, da? Pentru că te setează să fii concentrat într-o lume care nu există. Știi, jocurile electronice ce? Noi ne jucam, băgam de la 3 lei cu tare și dădeam de manetă, slot machine sau ne jucam alea cu de împușcai navele de război, știi? Erau unul la Sinaia și unul la Montana și la... Plus că totul se petrece foarte repede acum și copiii, exact, nu mai au răbdare. Da, și tot genul ăsta de joc setează. Eu m-am uitat la ce se uită fiimea pe YouTube. Eu nu pot să, în 5 minute sunt ea un. Sunt niște filmulețe ale diferiților care vând pe YouTube tot felul de chestii și ei discută, dar își taie, deci e montat de așa natură să nu existe
timp morți, ca la noi. Adică dacă eu fac asta nu există la știu, aici. Așa e pam, 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 pam. Așa da. Fac și eu la, pe YouTube, cel puțin atunci când făceam vlogurile. Pentru că dacă ai da. Burți, la un moment da, dat la... uităm. Da, dar gândește-te că la ce pentru copil e unul sar în sus, urlă, țipă, e tot timpul o nebunie. Zic, bă, dar mai încet aia, ce Dumnezeu, să o omoară aia acolo? Și că nu arată un domn cum nu știu ce face un squish și un, știi, adică nu fac, nu se întâmplă nimic. Stai seama că nu mai au răbdare după aia, cum să mai aibă copiii ăștia răbdare la școală să-și asculte profesorul. Exact. Sau învățătoarea, sau mai știu ce. Și asta este, da. Am ajuns și părinți cu probleme de părinți. Doamne, suntem bătrâni. Bine că n-a trecut timpul degeaba pe lângă noi. Da. Să aibă cine să ne ducă și pe noi la azil, să ne plătească acolo, mai țineți-l, mai țineți-l. Să mă, să ne duci și să știți, domnule. Nu, lăsați-l aici. Nu, mai țineți-l aici, corect. Că ne face probleme și amintește de când era el. Lasă tot. Că tu ai nevastă. Da. Mă duce ea la azil. Da, ce, o nouă bombă. Deci ea nu se uită la filmele tale. Băi, s-a uitat, dar nu în mod deosebit. Adică nu mă place pentru ce am jucat în filmele mele. Mă place pentru mine, știi? Ok. Yeah. Da. N-a fost un fan al filmului, știi? N-a venit la mine să-i dau un autograf. Și în afara faptului că este tânără, pentru ce? Este și frumoasă. Ok, asta vreau. Te întreb de ce Cristina, de ce nu Nicoleta Luciu, de exemplu? Da, vezi, de ce nu Nicoleta Luciu? Pentru că așa a fost să fie, am mai spus chestia asta, dar nu foarte des. Eu m-am îndrăgostit de Cristina la prima vedere și ea la fel, adică a fost o chestie, un cup de food, așa. Da, și chiar a fost că am jucat cu Cristina într-un spectacol istoric, știi? A fost singura, să zic, actriță, singura partenera mea, de fapt, nu actriță, de care m-am îndrăgostit, știi? Adică eu n-am avut chestii de-astea, ai jucat cu nu știu cine, cum mă tot întrebau, uite, opreau BMW-urile pe stradă, Nicoleta Luciu, nu știu ce, cum e, știi? Toți conaționali, nu știi. Bă, te mai dai și tu acolo? Da, astea, știi? Băgat deci... ursul într-un loc. Te întrebau de asta. Exact, da. Da, erau, și că ai nenorocit-o, e cu tare. Da, vezi, lumea crede că tot ce zboară se mănâncă. Și de asta spun, a fost o chestie pe care n-am putut eu să o controlez. Așa a fost, să ne îndrăgostim și asta e. Și atunci, de aici se naște următoarea mea întrebare. Ce-ți place în general la o femeie și implicit ce are Cristina? Uite, hai să spun că tot vorbim de amintiri din copilărie. Ce mai vorbeam? Ce zici, băi? Băi, păi stai mă, că am încă o poveste de când eram mic, mă. Ok. Așa. Legată de gadget. Vorbeam cu un psiholog, un prieten de-al meu și povesteam așa tot felul de lucruri și el zice, băi, arhetipul sexual într-un copil se naște pe la 4-5 ani. Deci 4-5 ani deja știi ce-ți place. De unde să știu eu chestia asta, știi? Noi nu... Băi, și mi-am amintit ce îmi povestește maica mea, îmi povestea la un moment dat, că eu când eram mic, i-am zis că mie îmi plac fetițele cu părul lung și picioare subțirici. La 4-5 ani, deci nu eram la școală, mult sigur. Și uite, așa a mers treaba, știi? Deci ce îmi place mie la o femeie, îți dai seama. Părul lung, în primul rând, mi se pare feminin. Foarte puține fete sau... care le stă bine tunse scurt, știi? Sau care îmi plac mie, poate le stă bine, dar nu-mi place mie. Brigitte Nielsen, că tot... Da, nu e genul meu. Nu. De obicei, da, ok, nu poți să zici blondă, brunetă, și în România sunt mai mult brunete, nu sunt blonde, știi? Poate dacă trăiam în altă parte, în Rusia îmi plăceau blondele, știi? Dar părul lung mi se pare o chestie, o chestie mișto la o femeie, știi, să aibă părul lung. Ok. Și picioare subțirici. Deci asta îți place ție la o femeie. Așa. Ai păstrat chestia asta și dacă e să vorbim despre ce are în cap. A, am înțeles, păi, deci ajungem și la ce are în cap. Păi nu știu, tu trebuie să-mi spui. Dar ce vreau să scriu o carte cu ea? Păi nu, tati, dar eu cred că în momentul în care... Așa, pentru o soție ce are în cap, da.
Dacă vrei mai mult, exact. Femeie, da. Păi depinde cum ar trebui să fie femeia ideală. Ok, am înțeles, Cristina, da. Dar... Da. Dezvoltă un pic. Băi, ce are în cap? În primul rând, să aibă în cap același lucru ca mine, adică același proiecte ca mine. În același timp. Nu, da, exact, să tragă la aceeași căruță, ca să zic așa, știi? Nu... Tot pe căruță ai rămas firia, vrea cu să fie. Mie îmi place cu calul, cu căruța, cu dalea, cu dalea, să trăiască, să facă, să dragă, să zică. Da. Da, știi? Dacă n-ai un proiect comun, vorba cuiva, îți pui singur benzină în mașină, nu prea merge treaba, știi? Adică e o chestie așa, stai împreună doar ca să stai împreună. Și asta cred, să-ți crești copiii. Da, vrei... trebuie să fie gospodină, trebuie să fie citită, da, trebuie să fie... Da, da, îmi place o femeie care să știe să facă și o mâncare dacă trebuie. Nu trebuie să mâncăm numai la restaurant. Dar asta nu înseamnă că trebuie 90% din, știi, din viața noastră să... Gândește că Cristina e și ea persoană publică. A avut partea asta de televiziune atâția ani. A stat în televiziune mai mult ca mine, de exemplu. Știi? A stat de la 17 ani până acum la al doilea copil, știi? Cu o pauză de un an la Delia. Adică, da, nu poți să ai o viață de la 9 la 4 la... și după aia te duci și faci cartofi prăjiți neapărat. Cine are mai multă grijă de copii? Tu sau... Depinde de timp. Am avut eu un timp când a fost ea foarte ocupată, am stat foarte mult eu cu Delia, de pe la 4 la 7 ani, până în 4 ani a stat ea mai mult cu Delia, pentru că aveam foarte multe lucruri de făcut. Și aveam și business-ul ăsta cu cai și jucam încă foarte, foarte mult. Deci vă completați destul, da, de bine. Da, da, încercăm să ne completăm, că n-ai ce să faci altceva, știi? Adică copiii trebuie crescuți, trebuie să le dai Nurofenul, trebuie să le dai Panadolul, alea, da. Păi domn doctor, dacă nu-i dai dumneata, atunci cine? Păi ven, da, tot fac, asta. Tot mă duc înapoi, acolo nu pot să mă abțin. Da. De asta cred că este oarecum și un defect profesional, așa, dacă e să vorbim despre YouTube, pentru că foarte mulți îmi scriu că au vrut să te vadă pe tine medalion, da. Adică, bineînțeles că au zis și de Denis, dar da. Foarte mulți au zis că îl vor pe Codruț, pe medalion. Pe. Da, știi, uite, asta aș fi interesat să văd, pentru că oriunde mă duc, uite, acum am fost o săptămână în Londra, și mă întâlnem cu oameni pe stradă, opreau basculantele cu băieții noștri, să trăiești, să tare, să-ți trăiască, să-ți facă, să știi, adică lumea ne iubește și, da, ei ce se așteaptă propriu zis? Pentru că eu am jucat un personaj, știi? Și mă întâlnesc în Carrefour sau nu știu unde m-am întâlnit cu o gagică și zice, asta sunteți țigan, nu? Și nu, dumne, sunt actor. Da, sunteți țigan, trebuie să spune. Nu, dacă sunt țigan sau nu țigan, nu contează, sunt actor. Dar sunteți și doctor, nu e adevărat că sunteți doctor. Că nu știu cine i-a spus ei că de fapt eu de fapt sunt doctor, știi? Și, deci vei, nu știi la ce se așteaptă chiar și oamenii, că nu părea, știi, vreo analfabetă, știi? Probabil ori a prins atât de bine serialul și a apărut real, ori ei cred că foarte multe lucruri pe care noi le facem în film există și în viață și există în viața noastră, știi? Și asta, nu știu, la noi, cel puțin, la mine nu e adevărat, adică... De-abia când m-am dus pe ambulanță și am început să văd cum se pune o branulă și asta, am zis, nici doctor nu o să mă fac niciodată, că mi-e rău pe aici. Aoleu, mă doare pe aici, mă doare, văd sânge. Dar asta ai făcut, practic... Am făcut vreo 3 săptămâni, da, înainte de film. Tot, vezi, e și... Câteodată mi se pare și penibil, știi, că în România chestia asta cu pregătirea înainte de rol e o chestie așa, citești de Niro sau citești de... Bă, și noi facem, unii dintre noi cel puțin facem pregătiri înainte de rol, măcar să știi cu ce să mănâncă, adică să nu devii penibil, cum spuneai tu, știi, că la un moment dat filmam și era... erau cei de la figurație, mortul, mă rog, mortul,
lovitul, luam din ambulanță cu tare și era cu o perfuzie, perfuzia aruncată acolo între picioarele lui, zic, bă, stai puțin, că perfuzia trebuie să țină, ținută și ea un pic așa, să nu ia aer, să, mă rog, niște chestii pe care minimum trebuie să le știi, că totuși joci un rol, un, știi? Da, bine, aici cred sau, că e, dar trebuie să știi regizorul mai mult decât să știi tu. Trebuie să știi și regizorul, să o să se piardă în foarte multe chestii, chiar am avut chestii da, de astea. Da, corect, și mai ales la nivel de ce semnezi acolo, okay, da, și zic semnezi, dar sunt cu mâinile pline de sânge. Nu că ești, băi, un doctor și eu care sunt doctorul, să zic, personajul principal, care niciodată nu greșește, tot timpul salvează, nu poți să semnezi ceva la o la un registru cu mâinile pline de sânge. Mi le dau jos, mi le arunc repede, dacă vrei și semnezi după. Ce, adică trebuie să ai un pic de... Uite, o chestie mișto și distractivă, de altfel. Să ai și tu coloana ta vertebrală și să știi ce poate să intre în rolul tău, ce poți tu să absorbi în rolul tău și ce nu. Cu Dumnezeu să te cu Geo Saizescu, care iarăși un regizor care... mi-a acordat încredere, știi, atunci în 2004 când am făcut Pe Cală, un rol foarte greu, deși lumea zicea comedia asta, un rol foarte greu pentru că era și Pe Cală, adică nu era orice personaj, veneam și după Papaiani când și jucam cu el și erau 200 și ceva de 230, dacă mi-amintesc acum, de pagini de text în care eu apăream în 95% din ele. Așa era filmul, știi, Pe Cală apără. Deci aveam text, nu aveam timp să-l spun cât să joc, știi? Și la un moment dat era o secvență, da? În care eu trebuia să fiu dezbrăcat de către niște bandiți, știi? Jefuit, știi? Dezbrăcat și să alerg pe acolo prin sat, știi? Ok, secvența așa scrisă părea distractivă, de-aia am spus, zic, nu fac nuditate frontală, deci nu ne arătăm cucu în... în film. De ce? Zic, n-am nicio problemă. Și m-am dezbrăcat, erau ăștia de la figurație, erau, știi, tot. A rămas în niște cizme. Zic, uite, n-am asta de rușine, dar nuditatea frontală la un bărbat, la un actor, la un bărbat, nu este distractivă, e scabroasă. Oricum ai dau-o tu și toate filmele făcute după Revoluție Românești în care au fost chestia asta, au fost scabroase, adică scârboase. Mie nu mi se pare o chestie... Nici măcar într-un film, zic eu, mai naturalist așa. Dar apoi într-o comedie, zic, dacă vrei, mă filmezi fugind așa în fundul gol. Că asta e distractiv. Unul cu un gol care fuge pe lângă oameni și cu tare. Da, asta poate să fie distractiv. S-a supărat pe mine, 2 săptămâni n-a vorbit cu mine și după 2 săptămâni, când probabil a văzut ce filmasem, știi? Că am filmat cum am vrut eu, nu cum a vrut el. A zis, da, ai dreptate. Așa e, ai dreptate. Până la urmă, secvența n-a mai apărut în film, pentru că am filmat foarte mult și trebuia filmul totuși să rămână la 2 ore jumate, dar a apărut, mă rog, foarte câteva nu secunde. Nu ți se vede curul deloc acolo? Nu, ba da, se vede. Se vede, dar într-o secvență de dragoste cu anemona, dragă. Nu, așa, când acolo era o secvență de dragoste, acolo nu era. Deci aveți un motiv în plus. Da, mai vedeți Pe Cală, se întoarce odată. Exact. Mai rămâneți un pic aici până terminăm noi interviu. Singurul film, uite, fiane, să dăm o... În care apar în curul gol. Da, exact. Singurul film în care apar nu doar la bustul gol, ci și în curul gol. Pe Cală, deci, se întoarce. Am apărut în curul gol, cred că așa se poate. Da, nu, da. Am, nu te pun așa. Am rămas nu, în că te iubesc prea tare, ca să te pun așa. Da. Deci, nu că nu e soft porno sau ok, nu vă gândiți la chestia asta, da, e o chestie, o secvență normală. Mă gândeam la titlu, că acum asta ar putea să fie un titlu pentru episodul ăsta de podcast, dar zic nu, nu pot să-i fac lui... Am apărut la bustul gol, știi cum ți-am spus? E deja banalitate la tine. Veniți invitat în emisiune, da, da, să apăreți la bustul gol. Zic, măi, sunteți nebuni acum, tot timpul mă duc ca amărâții care n-au mai făcut decât un singur rol în viața lor și să duc tot timpul cu rolul ăla. Știi ceva? Atâta vreme cât te cheamă lumea, da. Să zici mersi. Să zic mersi. Mersi. Mersi nu. Dar nu. N-am vrut să apară în cucu gol. Da. Nu am vrut să apară în cucu gol, deși l-am mare. E,
Eu ca blondele alea percutez la 5 minute după. Da. Așa. Da. Ok. Așa. Merge și așa. Da. De ce ți-e cel mai frică pe lumea asta? Și acum reau de început. Apar în cucu gol. Nu, nu, nu. Nu. De ce ți-e frică? Nu știu de ce mi-e frică cel mai mult. Adică, la serios, de ce mi-e frică? Fiecare are un... Da, nu știu, dacă ți-e frică de... De sărăcie, da? Sărăcie, okay. Uite, de exemplu, mi-e frică de sărăcie, nu știu dacă cel mai mult, dar mi-e frică să fiu sărac de nou. Că țin minte că stăteam în, în 97 într-un... într-un nici știu să-i zic bloc ăla, nici Pentru, era bloc. Nu, era un bloc. Și din sufragerie, în dormitor, vedeam, pentru că era crăpat așa și te-ai, dacă te uitai un pic cu atenție, știi? Și dădeam și imens pentru mine atunci, vreo $100 pe lună, ceea ce era o chestie. Deci era peretele crăpat? Da, crăpat nenic, adică era mai un perete, în... erau doi pereți, de fapt. Asta se întâmpla în ce perioadă? 97. 97, când făceam prima facultate, ți-am zis, când eram... Deci eram... cam sărac, să zic așa. Veneam cu mâncarea de acasă, de la Ploiești. Greu, greu, greu. Ai avut, ce? Aia să înțeleg că a fost una dintre experiențele care te-a cam marcat, traumatizat și schimbat oarecum. Adică e genul de experiență care te primii ani de București m-au maturizat peste poate, pentru că a trebuit să mă lupt cu chestia asta. Da, că nu mai erai acasă în care oricum găseai ceva de mâncare, aveai haine, aveai nu știu ce, erai în București, trebuia să te descurci singur și a trebuit să mă descurc singur până a început să meargă mai bine. Adică, de-abia prin 98, așa, prin toamnă, am început să lucrez mai mult, să câștig niște bani, să pot să-mi plătesc a doua facultate. Mi-am plătit-o singur, da? Pentru că am făcut la Hyperion. Deci ai tăi nu te-au mai ajutat din momentul ajutat în care... cât au putut, știi, dar nu le-am mai cerut eu ajutorul, că n-am mai fost nevoie la momentul ăla, după... Ai hotărât tu că nu mai ai nevoie de ajutor? A fost ceva sau... natural, a fost ceva, o chestie naturală și... adică n-a fost o zi în care, băi, nu mai trimiteți bani sau nu mai îmi dați bani. Nu. Dar știai că ea e acolo în continuare, sau da, că te da, poți da. Baza pe ei. Și cred că m-au mai ajutat de-a lungul timpului când am avut nevoie și când mi-am luat primul apartament, m-au ajutat cu bani, adică... Deci nu m-au ajutat tot timpul, doar că mi-era mie rușine să cer niște bani când câștigam. Și slavă Domnului, după aia am câștigat niște bani. Și le-ai întors favorul? Păi nu vor, asta e, că tot timpul am zis, hai să mergem într-o excursie în afara țării. Nu, nu, suntem prea bătrâni, nu, nu. Ei locuiesc în Ploiești? Da, da, da. Nu, suntem prea bătrâni. Păi da, știu, dar acum zic, să nu, nu, nu mai închep. Dacă poate ia acum 5 ani... Bine, ce să zic, da. Părinții, așa fac părinții întotdeauna, am auzit pe multă lume. Da, pentru că nu vor să fie un fel de povară pe și cred că își pierd și interesul, odată cu vârsta îți pierzi interesul pentru anumite chestii. Și uite, și sunt niște, eu jucam fotbal până la 14 ani, în fiecare zi până la 9 seara, mă duceam la meciuri de fotbal, știam clasamentul, eram, știi, trebuia să mă duc, au vrut să mă ia la Petrolul ca și portar, că eram... Ții cu Petrolul? Nu, nu, tocmai asta vreau să spun, știi, că atunci eram disperat cu Petrolul, țineam, mă duceam, vreau să mă duc și nu numai pe stadion, să mă duc unde juca el, de mă lăsau, da. Dai seama că eram mic, era pe vremea Ceaușescu, unde te duci, bă, nebunule, în galeria cu toți băieții, da. Asta. Da, și imediat după 14 ani am intrat în liceu, au venit alte interese, am lăsat total chestia asta, parcă n-am jucat fotbal niciodată, adică mi-a, știi, tabula rasa, știi? Bine, că normal, acum în liceu erau fete, știi? Adică erau alte chestii de... Și tot așa, știi, adică după liceu am avut alte... au fost niște... de clicuri, așa, știi? Și de asta zic, cred că și la o vârstă înaintată probabil o să mă apuc de șah, de filatelie, de, știi? Table, de astea, da. Da, table nu, că mă enervează de șah. Și când am avut COVID, mi-am făcut
de ăsta pe, mă rog, pe telefon, un cont și jucam șah online. Băgam acolo, jucam cu Thailanda, cu India, cu Rusia, cu aia, unul la un moment dat în Thailanda mi-a scris I will kill you, I will kill your family, că îl băteam, știi, să nerva și știi că ai și chat și unii scriau pe chat, zic, băi, eu n-am timp să chatuiesc, zic, jucați acolo, dar ce să fac 14 zile în casă, știi, jucam șah. Deci, cred că îți sună telefonul. Da, e, lasă că o să vorbesc după. În orice caz, mai aveam o singură întrebare, pentru dumneavoastră, domnule Denis Ștefan. Atenție, nu Denis Șerban. Un interviu cu Denis Ștefan, actor și tată. Și fost fotbalist la Petrolul. Fost fotbalist la Petrolul. Da, zi, asta e că și pe asta trebuie să o ducem. Da. Ții cu vreo echipă de fotbal în momentul ăsta? Da, nu țin cu nicio echipă de fotbal. Nu? Nu, pe bune. Nu țin pentru că nu mă uit la fotbal. Mă uit așa foarte rar la echipele străine când am cu cineva, cu cine să mă uit. Dar cu cine? Că eu acum mă uit la Baby TV, la DAC TV, la chestii de genul ăsta, știi? M-am drogat cu... de-a lungul anilor m-am drogat cu foarte multe Cartoon Network, desene animate, știi? Deci cam asta e. Și seara, dacă prind un pic Netflix sau eu știu ce film... Te uiți la seriale? Mă uit mai mult la filme, nu prea am răbdare. Uite, Blacklist l-am văzut de pe Netflix și mi-a plăcut. Cel puțin primele sezoane, acum e cam plictisitor că au tras de el așa. Dar puține seriale, mai mult filme. Dar nu prea să mai fac filme. V-ați observat? Da, și eu caut filme în permanență. Cred că a fost asta cu COVID-ul, deci, știi, s-au făcut... Acum sunt serialele la modă, pentru că toată lumea vrea să se uite la seriale și... Da. Ei, o fi bine, o fi rău, n-avem de unde să știm. Să facem și noi seriale, să veniți să... Exact, să facem și noi din ce în ce mai multe filme, seriale. Eu măcar niște episoade, nu neapărat un serial. Da, frate, episodul 5. Exact. Cu Denis Ștefan. Un interviu cu Denis Ștefan, nu cu Denis Șerban. Eu îți mulțumesc foarte mult că m-ai primit aici la Corbeanca. Te mai invit și altă dată. Am stat de vorbă, mi-a făcut mare plăcere. Nu știu cât de mult ți-a plăcut ție, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Sper că și vouă v-a plăcut, dragilor. După ce închidem, o să și mâncăm, ca așa, să nu vă facem poftă. Nu, suntem un restaurant super ăsta și putem să halim multe lucruri interesante. Nu avem noi bani să mâncăm. Da. Să mâncați voi, să vă fie bine, să vă fie de bine și fish and chips. Să ne vedem cu bine și data viitoare la următorul episod. Să ne vedem. Doamne ajută, să știți că e apă. Da. Nu e vodka.